O, wow, Mihai Falcă, bună seara. Doamne. Îi da, mai e Băi, la piața centrală, ia la cu piața centrală. Aici este merit. Nu mi merge și gata. Nu merge și așa ceva, nu se face. Păi eu n-aș cânta niciodată. Hai leliți cu fustiță, hai cu... Oamenii pentru ceva vă iubesc. Lume mordicată, Tot lumea cu bară. Cântam pe corturi, pe prin... Quarter, prin, prțep, prin... E pentru prieteni. Mihai, dar ce înseamnă asta, băi? Nu vă săturați încă din nunță. voi mai veți o oră, băieții. Da, o oră, eu nu vă dau Voi ei, mai veți o oră, da, Riep de, de tu, vioară, și ala. Lumea e obosit și lumea fuge afară. Fugi, pur și simplu, fugi de atac să încălzește în sală. Și aici ieșit, și cu instrumentele. O, oh, am mai să avem timp de fumat așa am zis și noi afară și nimeni nu vrea muzică, de nu mi zis, să imite. Au -am. rămas dezamăgită, nemulțumită de prezența dumneavoastră și a formației. Băi, da, bă, băieți, nu chiar a scântat. Deci când văd postarea Mirea să-mi scrie, când eu strică și zic, băi, cum să și așa de... Și deci, nu cântați, că vă vă plătește, băi, dar vă, vă așa ia. Noi mai avem încă două, trei zile de campanie electorală. O... Oh. Nu, nu, nici o propagandă, nu e cu niciun partid asta, eu fac și eu. Și când am ajuns acolo, am văzut pe cineva din niște partid Frații din Gărbuna Noi cântam și pe fratele îi spune la un moment dat, deci că e, e, ca ceva de lucru în Germania, să duce. E de ochi și cântă. Cânte pentru dânsul. El așa de tare stăruie, știi? Și -ți, bă, tu cui cânti? Tu -ți cânti în gând. Eu te oamne. Vă felicităm, ați devenit atic? Prima dată văd așa copil dezghețat cu așa sindrom și așa să, să, să discurce. Să... Vă mai doriți copii? Invitatul din această seară este Mihai Falca, interpret. Domnule Falca, bine ați venit în studioul nostru. Bună seara, bine v-am găsit. Vă așteptăm de mult timp, domnule Falca. Știu, știu. A durat... Mă cât mă așteaptă? Cât o durat? Vreo două, trei luni întâlnirea noastră până noi am da. stabilit-o. Cam așa. Da, dar au fost anunțuri, au fost evenimente, evenimente nunți, cu trei, concerte concert diaspora. Și vă spunem că timpul, vă spunem <laughs> cu ochii. Și capul, nu uitați, că tot, e, da. uh... Apropo de numele dumneavoastră de familie, eu personal am aici o curiozitate și tot uh, auzind numele dumneavoastră foarte des, în popor dumneavoastră sunteți numit Falcă. Dumneavoastră în acte sunteți Falca sau Falcă? Falca. 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 Da. De ce? Pentru că adesea, apropo, nici nu se zice, Mihai, auzi că falcă, da, falcă, da, falcă. falcă. De asta și voiam nici nu mă supăr, să... că mi că e ușor și mi -e... Și asta ieri e și o popularitate, știi, ceva? Mm -hmm. Mihai sunt Falca. falcă. Ok. Haideți să mergem <coughs> inițial ca noi să ne încălzim. E un pic aici în studioul nostru, ce drept trebuie să recunoaștem. Uh, ne încălzăm cu o exclusivitate. Și aici mă refer la melodia Edisi da mai e <laughs> Domnule Falcă. Cum? De unde de... melodia asta? Cum s-a întâmplat? Eventual știu că s-a întâmplat la o, o ceremonie. Da? La o ceremonie, de lumea nici nu că asta a fost filmat cu doi ani în urmă. Serios? Da, și da, da. pe netul de vreo doi ani de zile? Nu. No. Nu. No. Pur și simplu eram la... Eram la locul a Și era băietul ăsta invitat, eu nu-l cunoștem, nu-l știm nici. Și era și, băi, haide nașul lui, haide să cânte un cântic. zic, da, și problemă. Mm -hmm. Hai și cântăm. Dar el o zic, nu, pornești și eu asa... hai, o să... Hai și am pornit-o. Și când am văzut și... Şi... Asta e a doua filmare care eu am supit Și am filmat-o dată, dar s-a prins unghiul cam așa, iar Și cântat și au cântat fix când și le tot. Ce o că nu-i plăcut cum fă și el în milizbilgele lui. Și au trecut iar o oră, două și da, nu -o, o mai lumea. Deci el făcea un mix din cât eu am văzut dar câteva minute. încerca și știi li... Dar melodia asta, ea există într-o formă originală scrisă de cineva? Eu, de exemplu, nu le ascult. Ei este în stil de mania, de eu, am, țigănie, de ceva eu nu știu. Eu am căutat-o, asta e și ideea. Eu am scris pe Google versurile, refrenul, ediție, da, mai ajuna. Nu, asta e improvizație, precis. Improvizație, de asta, da. de asta, și zic. Melodia, deci, calinii melodic, ea există undeva, dar versurile este o improvizație, sau cum? Nu, numai la ediție, da, asta, în limba rusă numai. Sí. Aha. Da, de când într-o Hai, hai nu mă lăsa, mm -hmm. vino iubirea mea și va așa. Și cumva, adică el a tradus versurile din altă melodie. Eu da, nu l-a tradus, cred, pe loc, eu nu-l știu, nu -l știu, absolut nu știu. Interesant, Melodii melodie. Și te-a atunci, de, e bombă. Și eu, pe urmă, m -am mai filmat o dată, dar ciot cu așa i-am scris și am trimis prima versiune, a trimis-o lui și zic, să o ai tu ca amintiri. Și când ea, peste timp, ceva, peste doi ani, cât. Am fost în top și trebuie să pun video și ala, că bucurăm lumea, știi. <laughs> Și a fost chiar top. la momentul potrivit. Dacă îl punem atunci, poate nici... Nu știu. Mm -hmm. Nu aș așa de plată, nici nu știe cineva. O buhnit, cum s-ar zice la noi pe TikTok. Eu apropo, am un filmuleț deja pe canalul dumneavoastră de YouTube. Da. Vasilică și Mihai Falca. Apropo, tot la aici, la această melodie, datorită faptului că o prins, o atât de tare și are o popularitate, eu cred că asta este cel mai popular îndemn a unui bărbat astăzi către soția asta. <laughs> Voi o vedeți într-o formă, să zicem așa, să o înregistrați cu calitate bună, să o scrieți no. până la urmă, videoclip. Nu, no, de ce? Că n -ați mai și așa. Și eu așa, și mă gândeam, că că mulți, cum ai scris comentarii, cineva mm -hmm, din lăutar, mm să de faceți într-o calitate bună. și bun. armonie, și nu știu cum, acolo, zic, de azi înainte care ați vrei să o facă, și mi-e bun lăutar, și mi N-a să o facă nimic, și n să nas și așa de îndrăjite, cât de calitativ n-a să o facă. Deși e că atunci așa au mers, asta au fost Adică, propriu zis, dacă... Deși e că băietul și el a făcut, și return, el a făcut -o cu vocea, la la, la și mai făcea el acolo, dar care o să o facă și nu dar Eu aici mă refer la însuși el, propriu zis. Adică, să o registrez el cu vocea sa, cu, în aceeași manieră, doar că să o fac profesionist, mă refer aici cu videoclip. Adică, nu, nu, a zis De cu nu, nu, eu nu mă implic, adică, eu nu-l știu noi atunci ne-am întâlnit, suntem prieteni, ne sunăm, dar așa, el nu-i nu, -i, nu -i cântăreț. Poate, nu știu, la dânsul cântă acolo univa. Mm -hmm. chiar nu știu. Poate să fac cu cineva să vorbească cu băieți, cu instrumente, să facă, dar cred că n-a să-mi puști așa. Deși e că lumea, eu multe ori am încercam să fac dintr-o melodie mai veche și zic, băi, am crescut, am schimbat niște scule, niște ceva acolo, să fac calitativ. Nu merge și gata nu merge așa ceva, nu se face. Asta e, eu cred că e, e, nu știu, știți că sunt anumite schițe de melodii care ele sunt pe val, da, o perioadă, o săptămână, o lună, jumate de da, an și deja... Da. Și, Sper. Valul să, știi, ce vine pe val, pe val se duce uh, vorba aia. Apoi așa și este, dacă o să fac cineva, nu cred că să aibă succes. Asta e pris. Nici eu nu încerc să o fac. Deci eu nu pot, nu, nu, nu pot ca să... Și mult să n-a poate. Eu vreau să vă întreb despre muzica uh, dumneavoastră și anume faptul ăsta că dumneavoastră încă sunteți în, hai să zicem, în top cei mai ascultați, uh, interpreți de la noi, asta cumva se, uh, mă referă și la YouTube se datorează acest da. fapt și în general statistic vorbind, dumneavoastră cum vă explicați faptul ăsta că um, oamenii pentru ceva vă iubesc? și vă adoră muzica într cât ea să fie ascultată atât de des și de stiu, mult. Eu așteptam așa întrebare, chiar și răspuns. Și multe ori spunem că mulți care poate mă copii, poate eu stilul, mm -hmm. poate eu așa ia. Dar eu, și la lumii care mă sună de la sud, cu nuunțele, cu ceva. Eu spun, băi, băieți, nu pot să vin acolo eu, că eu nu cânt genul vostru. De exemplu, eu multe ori spunem că băi, eu n-aș cânta niciodată, hai leliți cu fustiță, hai cu rochiți, ceva de genul eu iubesc o muzică care să aibă și o, un text bun și o melodie bună și adică care să le chească de suflet, dar așa, hai să cântăm, pornești și de deși și selectez într-un fel melodiile care le uh -huh. când nu cânt Hai la nuntă, bun. Dar tot nu, nu când este ceva, îți spun că cu... ne-a suit în pot și ne-a dus, nu știu, ceva acolo. Și pe calitativ, adică cu, cu, un mesaj, cu... Și, bă iar dacă le copii și nu mă pot spui că copii sau ți caveruri. Păi dacă s-o lichide sufletul meu și eu l-am schimbat și poate el era pierdut când și eu l-am dat la lume și l-a prins, știi? Adică nu văd o problemă. Repertoriul dumneavoastră cumva vă permite astăzi să activați, așa spus, de reguli, adică evenimentele dumneavoastră sunt nunțile, cumetriile, unele private, da, no. mă refer aici la unele chiar și în diasporă organizate no. da, pentru 100-150 de oameni. Eu aici vreau să vă întreb, dumneavoastră aveți gânduri, nu știu, idei ca muzica dumneavoastră, și apropo ar fi într-adevăr o premieră pentru noi, în premieră națională, să o duceți într-un spectacol solo la Palatul Național sau Chișinău Arena. No. Pentru, de ce vă întreb? Pentru că popularitatea dumneavoastră v permite să adunați, hai să zicem, o arena Chișinău. Să zic, da? Știu. Eu știți de ce nu vreau. Totdeauna am spus așa că lumea m tot lumea e cu bară. Dar eu nu vreau să într-un în, nici nu știu cum să spun, în lumea asta de showbiz și o uh -huh. artist, de scenă, de nu vreau și să... eu sunt om. Eu am să... observat că nu prea pal, sunteți în gura lumei în... și în scandaluri. Da, da, eu nu, și chiar vorbim și cu artiști, cu de, nu vreau să mă dau un, eu sunt eu și gata. Ca să înceapă cineva, măi, dar de unde s-a luat cu ajuns, nu vreau să mă vorbească absolut, uh -huh. eu îmi fac și ei ce fac eu și gata. Adică nu mă văd artist de scenă. Nu mă văd, nici nu vreau să mă duc cu zic, băi, să-mi fac concertul meu și concert. Asta e o prostie, asta e... Cu atât că cineva face și câte un concert din artiști și nu capt popularitate mai mare sau ceva. Asta mm -hmm. e individual pentru tine, Să ai un scop și l-ai atins. Deci, noastră, vreți să spuneți că în muzică este important, cum se și la noi în popor, și așa prizimlit cum... Uh... Da. Asta foarte mult Cum dat Eu mă duc la nunți, la chiar prin diaspora. Au fost concerte de 700 de persoane, 400, de unii vin eu. eu. cântam, de exemplu, 3-4 ore, până la sfârșit. Mm -hmm. Și după asta încă stăteam cu lumea și discutam. Fiecare din diaspora mă să mai Și fiecare în străgem mâna și spune, Mihai, eu nu m-am gândit în viață că tu ești așa... Omul um, nu, așa... Simplu. Da, adică eu mă duc la eu duc și eu și cineva, spă'ți de o mâna, băi, băi, duc de trebuie, știi, că nu s-ar zice, că nu, că mare vedeță să mă dau. Adică n-am iubit niciodată să mă arăt cuiva sau să, cu mașină, să cumpăr cu haine, orice ceva. Eu, mai dacă mă cunoaște lumea, unii n la piața centrală, în marketing, să uită la mine și poate le rușine cuiva. Eu îi văd zâmbind, mă salut și zic, băi, noi acuși din culisă scoatem unele noutăți despre potențiale vi de viitoare melodii pe care le aveți dumneavoastră. dumneavoastră nu bănuiți că eu știu câte ceva și și, și nu știți dumneavoastră că eu știu. Eu știu, știu de unde. Dar e, vorbim despre muzica dumneavoastră. O piesă bună, în primul rând, necesită un mix, un master foarte da. bun, necesită o persoană, adică este nevoie de o persoană care să iubească în primul rând ceea ce face, să simtă împreună cu dumneavoastră o melodie și ea respectiv să devină de calitate. Eu am să mă refer la o persoană care din coincidență, ori nu din coincidență, eu jumătate de viață am lucrat la această persoană, am lucrat cu această persoană, culcându-mă, sculându-mă, mâncând la această persoană și sunt vibe-ul ăsta de muzică, Valeriu Balan. Da. Voi lucrați de o perioadă da, lungă de timp. Prieten. De foarte mult timp ce ne cunoaștem. Aveți câte compoziții în palmares astăzi cu, cu dumnealui? Adică, eu am văzut, apropo, că sunt uh, câteva de Da, de începând cu piesa Fata lui Tata, cred că am vreo șapte-opt piese. Melodia asta, apropo, cunoscut, care v-a făcut cunoscut fata lui da. tata, este împreună cu... Masterizat, da, masterizată. Da, de, Valeriu, masterizat Bălan, de da. Valeriu Bălan. Și înregistrată voce la dânsul, studio. Da. Da, cum, cum v-ați cunoscut? Bănuiesc că, apropo, este vorba eventual de Noi o Nu cunoscut cineva... Mulți vorbesc de de la diaspora, m-am ridicat, la Melnic, la mm -hmm. dar nimeni nu știe că eu, înainte de Melnic, eu încă avem în spate 10-12 ani de din muzică. da, de denunț chiar, că denunț am avut de mic copil și când cântam pe corturi, pe împrățăp, pe... E de mă rog, care știi, care nu știi. Eu avem lumea mea până am ajunge acolo, avem oameni mei care... Uh -huh. Și noi ne-am cunoscut cu Valeriu când eu ne-a cumpărat primele boxe pentru nuț și cu mătria asta la birge, sfârșie, la botanica. Asta în 2010... Te nu uiți, 2012, perioada Încă și mai devreme. Încă mai devreme mai 2006, eu am terminat uh -huh. școala, da, 11 clasă am terminat, dar eu cu școala muzicală am terminat-o cu 2 ani mai devreme. Și cam prin 2006-2007 da, eu ne-am cumpărat primele boxe și el într-un fel tot cum el iubește să vorbească și să... De la dânsul apropo, boxele mai mult de o zile. Da, nu nu mă Da, el a decât... sfătuit, atunci știu că el nu a dat primele negative, primele piese, adică m-a ajutat uh -huh, foarte uh -huh. mult. Care sunt recunoscător. Și mm, Eu credeam și că colaboram. o să că de la un eveniment eventual, nu, cumva nu. Vă, Dar voi aveți Simt o istorie, un... văd că, da. destul de, de lungă. Da. Am prezent, apropo, lucrați tot cu, cu dumnealui, adică... Da, și-l recomand la la băieți și are și el succes. Când eu am început să mă duc și avem un leac de popularitate, îi spunem, cu făți un nume de studio Știți? să eu dacă fac piesele și când le pun pe YouTube, care observă, acolo îi spus master, voce, clapă, și în acolo. Și pus studio Valerii Bălan. Iată, las, apropo, l-ați motivat. Eu am vorbit cu el și el trage mesi pe perete, nu știu ce acolo, decât deja aproape da, da. studioul Eu întotdeauna este. spun că trebuie să fie chiar și lui, la alți băieți care e, vor un sfat. Pot să mă întreb, eu n-am ascultat niciodată. Uh -huh. Dar spun și ei și e drept trebuie să lucrezi, ca să fii unic. Că studiouri sunt foarte multe, care și eu pot să mă duc la, nu știu care sunt, mai sunt băieți foarte mulți. Dar dacă nu, nu, ai tangență cu persoana și sau nu ai același gând, ori și nu poți să faci muzică. Fiecare și cineva e pe muzică populară, cineva e pe muzică disco sau cineva și nu poți să duci cu o piesă, zici, hai, fă -o pe asta, de el, de unele -o pe asta. Că adică nu-i genul lui și el nu ascult și poate nici nu-i place și el se masterizează acolo. Hai, lasă și bâș. Este o melodie pe care dumneavoastră nu aveți? Eu și nu am înțeles câteva momente. Pentru prieteni. Uh -huh. Cum s-a născut această melodie? Din dumneavoastră aveți această Știu. melodie? Care este istoria ei? S-a născut, e s-a născut, e scrisă de Viorel Mahu Aha. și el e piesa lui proprii. Eu până, n-am știut-o deodată, poate o auzim, dar așa, rar. Și am fost la o sărbătoare la Costiești. Uh -huh. Băi, Mihai, dar tu ai auzi piesa asta aia, băi, dacă o faci și bombă care piesă? Uh -huh. Și ieși și ne pune de la lu... uh -huh. și din Costiești, de la Lupșor. Și știu cum îl cheam, dar... <laughs> Și pune piesă și eu, o ascult eu și am pus-o la boxe, cum îi dansează, mă rog, să veselească ea la o uh -huh. sărbătoare. Și nu într un în cap, în inimă în, și zic, băi, trebuie să o fac. Și am făcut totul cu Valeriu Balan și trebuie să-i facem premiera, dar eram la România, am luat cu documentele Româniești. și mi s-a dus, haide să facem un TikTok, să facem ca să-i spunem și ceva acolo. Am făcut, noi, i- zburat, video și ala. Și când mă sună domnul Verem Lahu, Mihai, dar ce înseamnă asta, vă? Eu uite, scrie lumea că e premieră și fel de piesă nouă, dacă e piesa mea, mă rog. Zic, domn' Viril, eu nici nu știu cum. Nu am spus că e piesa mea proprie, am spus o piesă nouă pe canalul meu de YouTube. în cover, un fel zic, de... Da. Uh -huh. da, zic, nu e problemă că noi discutasem și mai înainte. Zic, eu cumpăr, o cumpăr, nu ca piesă proprie să o pun în portofoliu meu, și... Uh -huh. Dar o să o cumpăr, să -o... îmi permit să o pun pe YouTube. Asta a fost. Le am întâlnit, am cumpărat-o nu permis să-mi și pe nebunie care, care are 11 de milioane. Dar el, gen, de la început, nu a fost împotrivă faptul că... Nu, nu era împotrivă cu s-o Adică, pentru... Era împotrivă cumva că s-o făcut... Uh... A, e, nu, eram potrivit într-un fel că nu l-am anunțat. Uh -huh, uh -huh. Într-un fel s-o gândit. Adică. Păi, dar da, după tot succesul melodii... Tot asta, gurile rele, tot îi scrie eu, dar cum, domnul Viorel, că el spune din niște, eu, cum să zic moderatoare, dacă cineva, că și eu, dar cum s-o permis, cum... Și zic, băi, Și am luat și am cumpărat-o. Și după asta am colaborat și mi-a scris piesa care mă să ia scurând, care o aștept tot toată lumea cu băițelul. Eu știu, acum revenim da, la ea. Iată, da. uh, eu vreau, uh, tot aici să vă întreb despre uh, muzica dumneavoastră. De vizualizări pe YouTube sunt, canalul este foarte ok. Apropo, aici vreau pe această notă să vă felicit cu butonul de argint okay. luat de la Versen. YouTube. Milioane de vizualizări sunt, popularitatea este, acum vorbim și despre nuț, dar aici la capitolul muzică cu muzica dumneavoastră, în afară de cei ce deja ați reușit să obțineți, să dobândiți, unde mai sunt culmile pe care vreți să le atingeți? Unde ați dori uh, muzica dumneavoastră, uh, acel drum să-l mai parcurgă? Eu vreau să mă mențin, măcar așa cum sunt, mm -hmm. popular în ziua de azi, să mă mențin că e foarte greu să ajungi, dar și e foarte greu să te menții. Și adică am mai mulți iese mâini pe mâini cu multe muzică și Într-un timp, într -un, la un moment dat, fost zic cineva că, băi, da, unii fac, nu, e, lasă. Dar sunteți de cinci păreri că artistul are perioada sa de glorie da. și după care deja menține. Mai este și un care eu sucut că e tot important, scrie și un nume. Mm -hmm. Un nume, deși e că, iar și ne-a părut straniu și le-a cum aflat râsul de una mă uitam un video la, la hramuri mai acum și uh -huh. l-a chemat, era și în Strate, adică eu nu mă știu cu de știu zi, uh -huh. dar zic, dacă s-o făcut omul și la nume și l-a chemat cânte la hram, da, și cum cânta acolo după plusuri de 5 ani sau de 10 ani în urmă, și adică și emoții poți de omul și ăla la lume și e, dar vezi pentru nume l-a chemat cineva și-a plătit banii. Așa vreau și eu să ai un nume, că nume să lucreze pe urmă pentru Adică noi cât să cântăm? cinci, 15 ani, 20. Dacă o voce schimbă, mintea schimbă și... Numele, numele, care de rămâne și uitați-vă și în ziua de azi eu mă duc la anunț și cheamă cineva pe artiști care e foarte vechi și poate nu au făcut piesă așa de multe sau mm -hmm. noi ceva și bântopă dar îl cheamă din respect că are un nume și are un și ști lumea Asta e, nu știu, eu cred că e un succes foarte mare. Cu de că și eu am mirat că am foarte multe chemări și solicitări pe oră, ca artist. Mm -hmm. Dar eu nu accept așa că zic băi, eu nu sunt artist și nu să vin să fac show acolo, să, să intru O, oh, Mihai Falcă, bună seara! Doamne! Dumneavoastră acum mergeți doar cu formația, da? da? Cu, da. cu taraful. M i duc așa și câte oră, dar pentru mine asta e o... Eu aveam aici, apropo, o întrebare da. despre faptul dacă oamenii vă invită deja solo, pe cont propriu să mergeți. Eu, apropo, tot aici vreau să, să menționez că în interviul lui Dorin Galben spuneați că cel puțin cu doi ani în urmă, când ați fost atunci, că mergeați la evenimente pe 8-10 ore. Da. Astăzi la fel? Da. Mergeți? în jur de 10 ore, nu Adică timpul vă permite încă să, să mergeți Dar pe 8-10... Nu, mă refer la faptul, știți că sunt unii interpreți că poate să meargă la 3-4 nunți pe câte jumătate no. de oră, câte o oră. Asta, asta mă refer. Nu știu, eu, sucut asta și mai mari prostii care eu n-aș face așa. E, multe ori spunem că băi, trebuie să... Nu mă refer la niciun artist, nu vreau să-i... Să Dar pentru mine asta e să zic că mă duc acolo o oră de vreme și am cântat și câteva piese uh -huh. care au dansat, care au dansat, eu la bani și m-am dus. Și m-am temut întotdeauna că pot să mă duc și am mulți solicitări, dar m-am temut întotdeauna de... Să, asta mă tem întotdeauna eu pentru mine, chiar și denunț cu formația și de să nu ajung lumea într-o zi, zic băi, hai să eu la bani. Ei, dar și mare, vei dar nu mai făcut așa sau nu mai... Și adică uh -huh. să-mi pierd într-un fel încrederea oamenilor în mine. Uh -huh. Și deși ea mai gine, mă duc cu mai puțini bani sau mai mult lucrez, pentru că omul și la chiar să fie mulțumit. Deși e că eu spun la lumii care mă invite, că nu poți vin o oră și să dai energie și care poți să o dai. Deși e că lumea nu te știe, nu te cunoaște, până să mai de până și o oră s-o dus. Și mai departe ce faci? Eu le spun mai bine, chiar la zile din foarte mulți solicitări, că cum și Nicu îl cheamă cu surprizele, spun uh -huh. mai gine, eu zic vin o oră și să-mi dați 200 de euro sau 250 de euro acolo, vin mai gândi 5 ori, 6, stau și îmi dați 400 de euro, de exemplu. Eu îmi pun aparat, eu cânt, eu joc, eu... Cred că adică poți să dai la lume când i trebuie omul și să, să, Nu numai că să dai bani, dar să mă în minte că au fost și nu a fost Mihai Fal, că fost și gata. Nu că a fost un băieț, a fost un băieț și a cântat. nu știu când a cântat, da, da. Și gata, tu ai pierdut. Tu ai luat banii, dar ai pierdut numele sau ai pierdut faima, nu știu cum zic. Și nu vreau așa, nu... Mă duc pe nunți da să putem. Noi ușor am drăgut la capitolul nunți. Noi îl numim întotdeauna capitol pentru că la noi uneori despre nunți se vorbește mai de, episod. Dar și este de vorbit. De vorbit, exact. Este. Aici e o primă întrebare, simplă, clară, fermă. Nu vă săturați încă de nunți? Nu. No. Eu, apropo, când mă sună cineva și chiar să... Noi avem la mult le spun, de pe 15 sau 13 iulie, univa până pe 15 septembrie, putem să avem o săptămână liberă. Uh -huh. 5-7 zile. Adică de luni până luni. Și la un moment dat spune eu băieții mei chiar, băi, mi-o haideați cam multe, băi, dă-mi odihnirea. Și zic, băi, băie, dă să-i dăm amul, cât ne solicite lumea. Că mă ștrege un an, doi și poate apare cineva, poate mai e bun, dar poate îți desparte informațiile Ați da faci, mă, mai mă, dacă... Mai sunt, și... dar și în post avem. Și în post, În așa ultimii așa e? doi ani, chiar m-am mirat, în post, uh, cât trei, cât trei, vineri, sâmbă, duminică, asta e... Oamenii fac, pentru că bănuiesc că sălile sunt ocupate. Dar și... nu fac zile din ăștia, adică eu nu mă a, refer a, la cum sau nu, ceva de genul, da? Eu sunt mulțumit și cu o zi din că multii ori spun că cineva uh, spune că, băi Mihai, dar chiar de preț, de zice nu știu dacă să de preț, zice, deci, de ce e așa ieftin Și zic, băi, băi, eu spun așa, pentru mine uh -huh. îmi fac un... Zic, băi, 100 de euro în Moldova, sunt bani? Sunt bani. Cine ți-e o zi? Nu se de nimeni, da? Cine lucrează? Și zic, băi, dacă eu spun că ne ajunge am sara, 100 de euro și plus mai de -o la băi, să ne ajungi. Dacă spun că ne ajunge 200 de euro, 200 ne ajunge. Dacă spun 500, ați că eu îmi spun ei. Uh -huh. Și zic, băi, mă duc că vreau să știu cu lumea și Că nu contează banii, că banii toți au valoare. Și 100 și 500. Apropo de bani, tot în interviul domnului Galben, dumneavoastră, menționați că aveți așa o mică tradiție mm -hmm. pentru dumneavoastră. Bine, poate eu nu am înțeles, dar ceea ce am înțeles o să relatez, că în fiecare an sau la începutul anului sau pe parcursul anului dumneavoastră schimbați prețul evenimentelor? Sau cumva, adică în următorul an deja da, da. cumva... Schimbă aveți... la tot, și la fotografi, și la moderatori, și la instrumentiști. Deși e că, nu știu, leac tot s-o greșit, leac s-o cot că e corect, dar eu spun așa, eu, de exemplu, pot să eu nunț din luna august anul curent, mm -hmm. pe luna august anul viitor. Anul viitor. Dar e o mare greșeală, deși că eu când eu și mulți care ne-au invitat pe noi, știu. Eu, eu prețul, dacă anul este în august, eu prețul de anul ăsta. Deși e că noi suntem, de exemplu, cinci băieți și o doamnă moderatoare, să-și saxofon, tobă, cinci, adică băieții, băi, cât, cât, 150 sau 200 de euro sau... Și eu că ne ajunge. Ne ajunge nouă, pe anul viitor mă sună cineva, tot atâta. Dar trece luna august sau trece lunile, Aici de pic și, pe urmă, bă, poate băieții, zic hai da, hai poate la anul de -a să lucrăm cu. Uh -huh. Și deși ea schimbă, nu schimb eu când trebuie 100 de euro în plus. Și asta schimbă în mare majoritate 100 de euro, 200 maxim. Uh -huh. Dar într-un fel s-a ultima, ultimii 2-3 ani, s-a scumpit cu 250, 300 de șie, că am adăugat lumini lumini. Da, mm, dar și prețurile le uh, altele. Da, dar eu nu mă conduc după prețuri, tot le spun la băieți. Mihai, dacă cât luați pe ei, nu e atât. Bă, dar și mai ieftin, bă, cu numele ăsta acum. Și zic, băieți, dacă nu ne ajungi, băieți, îți mulțumiți, tot este de lucru. Bă, prost, și mi trebuie nou. Cât astăzi ridic formația a dumneavoastră împreună cu dumneavoastră la pachet 80 ore de eveniment, eveniment dacă nu este un secret. <laughs> Se cred, că guida mălăștie tătăi, mălăștie. Mm -hmm. Adică nu a spus public, dar mă rog. No, noi aveam portale de știri apropo care se publică prețul tarafului unui interpret. Da, de exemplu, noi pe anul viitor, pe anul acesta au fost 1700, mm -hmm. asta cu tot cu lumini, vă spun, cu moderator, saxofon, acordeon, tobă, clapă, voce. Prețurile a, pe care voi le luați dintr-un eveniment, ele diferă între dumneavoastră și băieții dumneavoastră? Adică suma pe care dumneavoastră din total luați din eveniment este la dumneavoastră mai mare? Da, bănuiesc. Eu întotdeauna de băieții mei, de formație, de, de echipă, eu n-am ascuns niciodată că să iau mai mulți bani și să le dau lor. Eu le spun așa, băi, băieți, că cum îi faci o o un business-ul tău, da? Asta voiam și să zic da. că mi-ați reinvestit cel eu. mai mult în... Da. Nu știu, adică tu iei personal la lucru. Ei angajează. De parcurs. exemplu, îți propunți tu mergi o seară cu 150 de ori. Tu zici cu... Da, la mm -hmm. tu mergi cu 100, de exemplu, cineva poate e mai slab, sau mm -hmm. cineva, nu știu. Mm -hmm. Da, adică ei se bucură și ei cât și, de exemplu, foarte mulți lucrează instrumente, lucrează, de exemplu, au un preț, da, 200 de euro sau 150 de euro, dar, în schimb, au 30-40 de evenimente uh -huh. pe an. Chiar și cu 250, cu 300 lucrează băieții, dar eu pot le dau 200, de exemplu, dar eu, în schimb, le dau 100 de nou. Adică care mai câștigat? Și deși ea și le spun la băieți și nu am ascuns zic, băi băieți, cui nu-i convins sau nu-i place? Adică ne spune direct în față, nimic, Mihai, uite, nu mă aranjează și eu, eu văd și fac. Merită să-i ridici, de exemplu. Ori merită să schimbi cu tot băietul, că adică mm -hmm. poate și cineva și mai bun și tot cu prietul și ala. Ori să dai o leacă mai mult, dar și bu cu un cap mai, mai sus. Adică eu analizez, eu fac alegerea. Eu, deși eu un preț mai mare, deși e că aparatul tot, eu investesc transportul eu, numele eu, clapa eu, microfonul eu și adică prinești, dar cum lua la general, spunem, fiecare lucru în parte care îl fac eu, spunem, minim câte 150 de euro, de exemplu, clapa, da? Eu. 150 de euro. Voce. voce nu poți să dai 150 de euro, că, adică până la urmă te ulecți cât de nume, Deci spunem 300 cu un moderator cel mai slab, de exemplu, vrea, 300 de euro. de el și bună seara, bună seara. Punem 300 de 450 de euro. Punem aparatul, iar cineva... Bă, că și mașina aia dumneavoastră, e în care cară da, toată... Da, da. Uh -huh. E în chirie, iar 150 de euro. Și adică să adaugă și faci un preț real care nu poate să cineva uh -huh. să zică băi, dar nu-i corect cum faci tu. Sau... Adică, dar n-am nici băieți de ăștia. Eu întotdeauna am selectat băieți care... Și bu oameni, o așa, să nu... Dește care numai dâng banu și eu m dus. Băi, nu, nu vreau să am tangenți cu oamenii de ăștia. Adică nu întotdeauna banul contează, contează și om și prieteni și, și eu tot țara. Adică, apropo, cum mă duc la nunța mă și cineva, Mihai, te să facem mări de o poză, că cât ai mai stai? Să poți stau până dimineața. E, nu. Și oamenii și-o că că când am nici cum spune ei, că zici că 2 mă trei ore, știi, și stau și mă duc la... Și că nu tot noapte, o, știi bine, și unii au fost 1700. 1750 depinde cât de parte eu mai și ne v spune pe la Bălți să îndușim, pe la droghe, pe la și eu spun, băi, băi, ții cam departe, hai de noi, echităm drumul. Dar până la urmă, nu e așa de important drumul și ele, că s-a 100 de euro în plus, sau da, 150, cât eu spun, cât zic, pe fiecare are familie acasă și dacă eu să mă pornesc la băl, trebuie să mă pornesc 3 ori mai devreme. Și noi suntem 5, de exemplu, lăsăm familia acasă de la ora 12, sau de la ora 2 și adem la Bălți că avem un și vinem dimineața iar la ora 6, ajungem la 7 și ne odihnim până la 1, Uhum, și ne trezăm, uhum. stăm o oră iar cu familia și trebuie să te pornești iarăși. deci le asta, da, și le mai selectați. Să... da, și avem foarte mulți solicitări și dar mă duc și acolo toți oameni și tot ne doresc foarte mult. Și, dar nu e bani, adică nu eu bani pe drum, asta foarte rar să iau 100 de euro, doar de, nu știu. Și adică pe anul viitor, univa, apropo, că, să auză, și cineva vorbește în lume, că 3.000 de euro. Mihai Falcă, băi, e, e bun, dar e scump. Și când aud băieții de, noi, de exemplu, 1.900 de euro, cu tot cu lumini, cu tot cu... știți? chiar așa, nu, eu îți dau 2.500 de euro, mă vin la mine. Adică dacă ai contract cu cineva, nu poți le să le ieși. Să... Și sunt momente... Nu aș zice că e un preț mitel sau un preț mare, dar asta e. Um... Apropo despre agenda formațiilor a interpreților, eu tot de la domnul Balan știu mm -hmm. că agenda lor întotdeauna au fost până un an, un an jumate înainte. Da. Agenda domnului Mihai Falca, cât timp, pe cât timp înainte aveți deja evenimente. precurizate? Eu nu fac programări, cum v-am spus, eu nu fac programări Se, eu... înainte de luna august pe anul viitor. Înainte de luna august. Pe luna. Deci dacă vă sună cineva și zice astăzi că eu vreau pe 30 august anul 2024, voi nu luați? Astăzi da, dar înainte de luna august. Aha. curent. Ok. De deci, ce? Că, cum vă spun, nu știi. Asta duc instrumentisturi, asta duc moderatoare, asta duc... Mm. să poți dispara în general, Nu știi, adică, deși ea zic, băi, nu după și trece luna august, noi atunci suntem o lecție mai limpede, limpezi la, la, minte uh -huh. și vorbim, băieți și facem. Hai, lucrăm așa, și cum spun, cineva vrea 20 de euro în plus, cineva. Și atunci stabilești, oh, gata, se poate de. Poate eu leacă greșit că cineva. Am, și pe 2025 am, am solicitări. Dar iar nu pot, deși să eu, eu avans de la lume sau arbonă, cum se spune, și să stau eu cu nunta și în schenarii doi ani de zile. Pentru? Adică, de exemplu, e că moderatoarea care lucram noi până mu. Eu am luat nunți pe anul viitor, da? Am luat 35 de nunți, de exemplu. Și când moderatoarea spune că Mihai, uite, eu nu vreau eu să lucrez. Că vreau plan profesional să și să ajungă, să fac și să ok, dar trebuie să-mi spui din când am luat înțeleg și eu, cum vă spun, că nu, nu ascund, știi, din nimeni, și spunem, băi băieți, uite, eu, eu nu, nu pe anul viitor cu prețul de anul istia. Da, ok, nu a spus nimeni nimic, și când acum. Și adică, deși mm -hmm. ești să ridic prețul, vezi, cineva vrea mai mult, mm -hmm. așa l vrea mai mult, dar eu, dacă am luat prețul ăsta, nu pot să spun, zic, nu, dați încă 200 de euro în plus, că eu mai eu nu știu cine ori cineva vrea nu no, le interesează pe de spun, și nu e așa. Să eu sunt foarte multe nuți care mă duc. Nunți care, nici nu știu cum să zic, le sunt bogați sau la o sală mai acătării și eu câteodată fac de la mine eu și zic, ui, păi, dă mai eu, eu un băie, dă eu un, unul cu clapă, eu unul cu vioara, dacă măr băieții care zic, de treabă măr cu de exemplu, care eu al sun azi pentru mâine mm -hmm. și el, dacă stai acasă, el, cum a spus, o sudioră, tot bani. Și apoi eu și de plătiți la mine. Că nu șer de la miri, nu șer la nimeni. Eu, eu, din plăcerea mea, că eu vreau să mă simt eu mai liber, vreau să și o muzică de calitate, vreau să ascult și eu vreau când că place și cum. În experiența dumneavoastră de mulți ani de activitate, în a surprinde tinerii în surăței, adică mă refer aici în unzi, și e metrii și... Da, mai bine zis, este două componente da, ale societății. Da. Aveți vreo experiență unde pur și simplu ori o uitați să vi chite, sau s-au făcut când nu vor să vă achite? Pur și simplu, dumneavoastră, cântați 8-10 ore și cam pe la final îmblați în sală, căutați pe cei care v -o, v -o solicitați să vă solicitați să vă plătească, să vă dăie banul. Sincer, chiar nu am avut. Știi cum cineva când povestește o istorie de a lui, de cum era mic și o trăit greu sau nu știu ce făcut acolo. Estea nu am, uh -huh. cum spune la Dorin Galben, știi, că am trăit și eu tot cu vaca m-am dus, dar apă așa zic și N-am avut nici, adică am fost odată, e că e, că mișiuni. ne va adus să Spun misiune. Dar au fost aș, într, -aș, într așa mod, știi, e, uh -huh. la o Ne-am când cântăm și am cântat, dar man când se schimbă ora, cu o în urmă, și dacă eu vă spun că noi suntem cu orele plus minus acolo, și a fost așa e că nu, era ora de plecare, de exemplu, ora mm -hmm. două, ora trei, mm -hmm. eu nu știu cât acolo. Da, eu, adică nu închid muzica sau dacă s-a terminat ora, că eu mă duc acasă. Eu stau până la ultima, dar eu iubesc și omul sincer cu mine şi să respecte munca mea, ştie? Și stau, adică nu, nu, i problem. Dar atunci, într-un fel, s-a fost așa, s-a făcut o... Domnul și el a spune că... Nu, voi mai veți o oră, băieții. Dar o oră, eu nu vă o bani, Voi mai veți o oră, dar cum să-i lămurești că s-a dat o oră? Că, mă rog... Și a fost, a fost... Asta, practic, așa, că cam... printre puținile sau unice. Da, adică tot cu... Noi încă eram tineri atunci eram... Cântam cu fratele meu. Uhum. Așa s-au pus prea spărine, că nu știu ce sat. Și cântați, ue, că eu voi încă o oră vieți. Și adică eu când omul îmi spune, așa am un principiu meu, dacă omul care m-a invitat la cununtă, la cum între, contează, și îmi cu câți bani, zic că, ue, băi, voi mai vieți în 15 minute de cântat. A pe o categoric, dacă chiar să înșeapă lumea dansat și viețile categoric nu stau mai mult. Deși e că tu te-ai uitat la ori, tu știi că eu spun la ora două, înseamnă că eu, eu pe la două stau Dacă nu spui când zici că bă, băi, da, da haideți să mai cântăm de, de, de lumea. uh -huh. bă, de, eu pot să stau și-o încă o în oră în plus, și-o -și două, dar numai să nu îmi spui că tu mai plăti pe oră. Asta, Iată, cei mine, asta care eu, ne privesc eu... acum, să știți, băieți, grabă, stric, treabă. Da, Mi pentru dat, nu... asta foarte mult mă jignești, știi. Cred că adică eu totdeauna nu iubesc să alung lumea acasă. Să... Eu întotdeauna când zic nu, oamenii de la, nunță, de la noi, de la cum mă trăi, nu ne știi poate deloc, nu ne știu în viața, ne-au văzut atunci, băi, băieți, ne strângem mâna, zic, au fost super. Cu asta vrem să-mi ducem acasă, nu cu cineva, zic, ai, bă, mai cântați, s-au lăsat la plină, ai, mai cântați, cum au pățit foarte mult. Că eu, dacă mă mai duc la anunț, spun mirii, cu au pățit verișorul, că au și așa, că nu au vrut să stă eu, 10 minute nu au vrut să spui. Mm. Au fost timp, când nici nu dezbrăca mireasa, sau s au dus muzicanți, s au dus fotografii, s au dus cu ei cum poți și așa și vai, om și de un sac de bani și tu te duci că ai mâini, nu știu ce acolo. Mm. că dacă nu le portul nu le poți duce, nu le lua și gata. Sau le faci, nu știu, reducere, o reducere, jumătate de preț. Nu, nu da, dar timpul atunci când e la omul nu poate să-l... Să, să e concentrat, e axat pe... Da, el nu poți, că e nuntă, e... <laughs> Apropo, noi am pomenit aici o următoare întrebare, să nu fie cu jigniri, să nu fie cumva cu supărare. La fiecare eveniment a, tipic în stilul nostru este un Gheavalera și o Gheavalea. Că adică noi asta știm. Asta. A, eu și superficial, cum vă o să vă pun întrebarea, acel Gheavalera, da, practic la fiecare nuntă, a, ce melodii de regulă solicită Mihai Falca să o cânte pe repit de 3, 4, 5, 6 ori și... Pentru prieteni. Am la momentul de față, dar e, cu o ană urmă, când nu era este cu Dubai. Hai cu mine în Dubai, o dată, 3, trei, de eu pe în cânt două, trei ori o melodie. Dar pe urmă spun, băi, că până la urmă el e un om care el are mintea lui și el zice, bă, da, eu vreau, dar lume și el ascultă, zice, bă, da, mare, de da, cântii cu Adică, mă, e într-un fel, nu știi cineva o spus, dar zici, că, bă, da, este alt și nu mare sau, știi, într-un fel nu vreau să știu să rămân... Eu credeam că o să spuneți fata lui tata, adică... Nu, te să altcheia au fată. și va băieți și mi-ai frumos sau ceva. Asta da. Eu când mă pregătisem de acest podcast, vă zic sincer, căutam pe Google, Mihai Falca, scandal, Mihai Falca, bărfi, am dat, am și căutat și n-am mai găsit nică. Dar este un moment uh, care se vorbește în târg, dar se vorbește de acest moment uh, așa uh, prin culisă mai mult, să zicem așa, da? Nu s-a dat în presă. El este public acest moment. Pe un portal popular de la noi, your Waiting, ceva știu. de genul ăsta. Eu știu, mi trebuie. La un moment dat, o doamnă care și-a făcut evenimentul vieții, a lăsat o recenzie unde ca și cum a rămas dezamăgită, nemulțumită de prezența dumneavoastră și a formației. Dumneavoastră ați venit cu un răspuns. Da. Genial, cu un fragment video să fac o claritate. Doamna care a început, asta și și clar pentru toată lumea, știi? Doamna care a început, care o făcut postare și e, nu m-a văzut pe mine în viață ei, nu m-a văzut în față, s-a primit așa. Mă sună un domn. Cineva mă sună. Mihai, vrem pe data de 19 și data acolo o să facem nunda. Pe anul viitor, de exemplu. Și că, ok, și date, unde, la danceni, eu știu, și sala la Soroceni acolo. Uh -huh. Bun, asta era, nu știu cum, într-o vineri sau... Dar zic că da, ai mă sunați duminic sau luni, că mă eliberez cu nu înțelegi, poate. Dar ei și eu fost din partea lor, o spus fără moderatoare. Adică să mă duc eu cu formația, dar fără moderatoare. Am unul, cum vă spun, că mă în august și atunci discutăm și și am pus-o, ne-am făcut eu, zic, băi, fără moderatoare, fără moderatoarea noastră, nu mă duc, pur și simplu, cum pot să lăs, lucrăm într-o echipă și să lăs o mm -hmm. acasă, mm -hmm. omul și ala nu te vrea sau și face și el, rămâne fără salariu și fără. Și adică când m-a sunat luni, domnul oricine m-a sunat, hai, mi, hai să întâlnim să dă o avans și zic, uite, nu-i nu vreau să fără moderatoare. Adică dacă acceptați cu moderator, ghin, dacă nu... Ei, dar cum, dacă tu ai spus că este gândit, că așa, și zic, păi, uite, m-am gândit, eu nu i-am spus că m-am mm -hmm. gândit, zic, că nu vreau așa. Doamna, nici n-am vorbit cu dânsa, nu știu și nici de obște, nu știu. Și doamna a făcut o postare, că că eu am spus că să ne întâlnim și eu n-am venit și el nu a dat avans și eu, de aici s-a început. Și pe urmă, cum ai fost niște mesaje acolo care, într-adevăr, tot trebuie să spun, eu vrem să-i fac eu un live, să spun la, la lume că tot mai fost atunci, vă două vorbi, da eu zic în, în 15 ani de, de activitate, de nunți și nunți care mă cunosc, știi că am în jur de 100 de nunți pe an și am avut doar 3-4 gafe de amele, adică care au fost tot în postare și e pusă, că am luat, am luat două nunți într-o zi. Uh -huh. Și adică nu din că eu așa am vrut sau. Dar într-un fel lumea așa e grăgit întotdeauna. Și Mihai des mă întâlnesc de o avansul. Des mă întâlnesc de o și gata, eu am scăpat. Și într-un fel eu pot mă ducem în oraș cu altă treabă, poate cu altă mașină, poate cu... Și nu avem contract cu mine, ori nu avem agenda, ori nu avem ceva. Și vă scăpa momentul. Și luam avansul și zicem, băi, ajung acasă, să ne însemn și gata, tot de Dar când ajungi acasă, să probleme și să chestii. Și din greșeală nu însemnam. Și mă sună altcineva, cred tot așa, Mihai, numai care concret, ne întâlnim, întâlnim facem contract, semnăm, și când ajungem, dar nu s-a primit că în ziua anunței. Întotdeauna acolo, lună, în mai înainte, sunau Miri, Mihai și acolo și când mă uitam, zic, băi, de ocupate. Și cu toți, cu toți care, care, au fost gafile astea, ajungem la un, că eu, nu le spunem că nu pot să vin și gata, vă dau arvona înapoi, mm -hmm. nu spunem așa, dar zic, mm -hmm. uite, de vă de 3-4 formații, buni care le recomand eu. Și vă dă și să fiți mulțumiți și vă dă ușa înapoi și poate mai puțin bani sau... Și e ca o de acord, te e de acord. Adică nu a fost cineva să zică, nu, că eu să spun, să scriu, să postez, nu a fost de Și când vedem acolo, că da, și la mine, și la aia asta. Și când nu întâi care am trimis video, s-au așa un moment. Noi cântam la Orhei, sala de jos la Versailles, când când a am un am terminat, era vara 1 ceva Și, și am afară, am încărcat aparatul și m-a cunoscut cineva, erau băieți de la Ghetlova, la băieți da, da. buni, așa e. Mihai, hai, te rog, în sus, acolo, să faci o dedicație pentru, din partea noastră, și zic, bă, dar eu cum să mă nu știi lumea acolo, poate, în... noi mergem noi cu dansatori, cu tăt, și erau mulți băieți, erau... Și mă chem, hai, te rog, știți. Asta gratis. Eu zic, bă, da, dacă sunt liber, haideam. Da, băieți, eu nu știu, că tau, au dat microfonul. Am început acolo, o și da, să o văd acolo. Și ne reasă, și ne Și când văd postarea, mi să scrie, că ne-o strică nunta. Și zic, băi, cum să și așa de... Chiar nu știu. Și adică, vorbi de este Da, de cineva... dansa, bine mersi, a, de mire. Și adică, e am stricat nunta, și nu mai eu știu, cum eu scris, că nu mai eu cum mă ținem ei, rău. da, și vreau să spun că și mulți eu din DJ, din lăutari de care nu prea au succes și nu prea au de Și băieți luat seama sau la lumii că luat seama că să ajungi în asta aveți muzicanți. Băi, n-am făcut eu de este intenționat sau să-mi dai cineva mai mulți bani și eu să mă duc la șela. Eu v-am spus, dacă 100 de euro, întrebă pe 100 eu și gata. Ne... Uh -huh. Și adică lumea încerca o leacă să... O leaxă din numele este, știi, să -l o leac să strici, să coboare, să-l... Dar eu și cineva chiar din băieți care și colegi Valeriu Bălan spunea, Mihai, de și nu vii cu reacții, și nu vii cu mesaj să răspund? băi, de ce să mă dău eu să să aprind focul, că de ăștia mm. lumii nu, nu, știu pe nimeni. Ea scrie și a scrie acolo, eu -am din... nu termin nici până azi, nici până mâine. Și n-am scris, pur și simplu am văd o comentarii acolo care să o eu că trebuie eu și atât sunt terminat și văd că nu vorbești și lumea mă sună și te-ți mulțumiți și ți Adică n-am avut de pierdut nimic, nici... Dar pur și simplu, da, asta a fost. Da, a fost, a fost, o, a fost. un moment ne, neplăcut pentru da, dumneavoastră, da. probabil. Pe ce se apropo, dacă îi să facem de-asta o întrebare? Astăzi, la ce eveniment e pur și simplu Mihai Falca nu acceptă să meargă împreună? Dar fie și solo, de ce nu? Și să surprindă persoanele practic mă duc la trei. Pot să nu mă duc, de exemplu, nu mă duc la... Nu știu, nu mă ducem, dar nu știu cum mă schimb, că să la costești, de ce încă n să mă duc, dar băieții îți treabă acolo. La, la sud. Uh -huh. Pe La se dansează acolo. multul multă lume mă sună, Mihai, hai, vin. zic, băi, băieți, nu cânt eu cum vreți voi acolo. La cum vor adică acolo sunt bătute, sârbi, iar două bătute, trei, încolo, din... Dar eu nu sunt ai eu iubesc de o, una, o populară, un disco, o estradă, o, o media. distia. Mai au și da. care apropo este... Da, dar da, e acolo dansați, chiar dansați, dar noi nu știm repertoriul lor până la urmă atât, hai de zi. Mm -hmm. Că acolo îți spun că iubesc că, hai leleță, Dumne hai la mijloc, la... Și <sus> adică într-un film e... Când scânte de-asta un șivan, șitșoară, ce se arăt minunaturi ceva. Nu cred că le stă lor gine pe, pe inimă. E acolo să joace și să sară, să rup papușii. Știi și el le spun, băi, băi nu vreau, nu că nu aș putea, că știu când, știu, știu și băieții. Dar că nu vreau să vin vă stric, că nu mă Până la urmă, tăi, tot da, ați găsat cineva de acolo care moș și cineva. Și așa zic, băi, da, bă, nu chiar a scântat. Dar eu nu vreau o reputație de asta, zic, să zic cineva că, băi, nu, ei, nu, nu, chiar nu, nu chiar a fost. Și de Zic, bă, ei nu vreau să... Că vor, părinții vor și e vor, dar mai sunt totdeauna să găsești într-un sat. Cineva care zice, bă, da, eu am vrut, e eu de asta, dar de care de asta? Că el zic, deci, de eu de asta? Care e asta, știi? Și noi, dacă nu le știm, e repertoriu. Zici că... Și nu prea chiar le spun la mulți acolo, că, uite, nu vă spărați, dar... Eu am să fac o altfel atunci. Da. La întrebarea mea, domnule Falca. Eu știu un secret cum în următoarele două, trei zile dumneavoastră puteți să faceți foarte mulți bani în Republica Moldova. No. Noi mai avem încă două, trei zile de campanie electorală. Oh. Turul 2, alegeri cu vreo sută de primării care își vor alege în această duminică preferații candidați pe viitori primari. Dumneavoastră mergeți la evenimente electorale, cântați pentru oameni în localități, ați cântat în această campanie? În această campanie n-am cântat, dar cu, cu electorală nu am absolut nimic, nici. Deci nu mergeți, nu cântați în campanie electorală, de regulă? De Poate nici nu mă solicitat. adică nu zic că nu merg, până la urmă, tot e lucrul. Mm. pentru acela, el, el, la... Oricum, sunt oameni. Da, dar e pe oră și gata, tu te duci, ți-ai fac lucruri tău, dar e, odată am pățit și nu știu, ce, de, de ne-a stat obișnuitor, adică eu spun că nu cu, dar m-a chemat un primar, Da, fapt că el a menționat că nu, nu, nici o propagandă, nu e cu niciun partid de asta, eu fac și eu, și când am ajuns acolo, am văzut pe cineva din nici partid. Și zic, bă, nu e corect, știi? Într-un fel nu, că nu ne-a stricat niciunul, okay cu... dar adică, zic, nu trebuie nici să spui că e faci dintr-un partidul, nu faci, puteți să zic, băi, vină și cântă și gata. Și eu am nici ne am făcut lucrul meu și n-am întrebat pe nimeni de a și de partei. Adică a fost așa un moment. Dar în nu mă duc. La hramuri nu mă duc. În general? Mă duc, am solicitări pe o oră, dar care-s de parte și care se Mai multe primarii vor cu aparat, adică să mă duc cu totul, da aparatul e scump și dacă e colb și nu vreau să... Și le spun mai bine, mai nu mai trage Dar iar, cum să am că nu s-a artist de scenă să vine, o, să mă prindem, hai falcă, o, toată lumea, o, dar și Adică eu nu vreau să aud este, nu vreau să, să, să dau de, situații de este, că zic, dar și nu mai este aici să vei... Adică de asta tare mă Și de ce e mai gândit, eu stau umbra cu las, mă, tot de una mărdică. Ca și TikTok și neva, Mihai Valchega îmi face reclamă, anti-reclamă și când îți pun pe TikTok bucățele cu Mihai Falcă de la Diaspro, de la cu... Mm -hmm, și mm -hmm. singurul îmi fac, îmi fac popularitate. Orice atenție, vrei, este o da, atenție. Man. Da, și că da, cum o cresc cu Totul lumea te-a ridicat, că nu eu. Dar mă rog, îi fac pentru dânsă că să ridice lor pagină, mm -hmm. într-un fel. Da, în alt fel... În alt fel am câștigat eu, da. Așa. Mm -hmm. Și, și nu... Eu știu de știene, mă tem eu, știene mari nu știu, Dar nu trebuie să mă temi, da, normal. Trebuie să vorbești cu noi da, trebuie să te prezenți, bună seara, bună... Dar eu nu o vorbăresc, nu. Știi ce e? Eu întotdeauna zic, băi, și bani trebuie. Dar eu câteodată trec peste asta, zic, băi, dar nu, nu trebuie nici bani, și aia. Adică deci, să mă duc să, să, mă, să mă simt eu comod. Că adică mine asta face foarte care, mult contează. mă duc așa. la săli, vrem să spun tot aici să cineva. La săli mă duc și vezi eu mă duc cu dispoziție întotdeauna care mă știi, numai care mă știi și mă văd în față. Odată știi și vorbesc eu. Mă duc la săli, eu bucuros. Băi, noroc, și mai cântăm și cântă întotdeauna, în gând. Te întâlnești cu niște chelneri omorâți, înăcriți. Băi, băieți, dă și facem un cum e dacă eu vin, eu vin cu dispoziție, întâlnește omul, răspunde, zâmbește, asta e tot și îmi strigi dispoziția mea, care eu am de... Știi, sunt vă două săli care câteodată din principiu nu vreau să mă duc acolo, deși e că bădli, chelneri și sau cineva, ori administrator, ori... Și adică, câteodată, ei nu vreau să-l văd pe om și el aș zic, ei nu mă duc și gata și când în locul lui în ziua, așa, de exemplu, și să mă duc eu să-mi trec dispoziția acolo, dacă mă sună încât și oameni în alți săli sau locații mei buni și mei. Mm -hmm, și deși mm -hmm. e mult contează Lex și personalul să, să atârni de lucruri. Nu, ori, la se... anunț de regulă foarte mult contează. Contează foarte și mult, faptul da. că se termină nunta și uneori, eu apropo tot în, în interviu am zărit că cu mancarea este problemă. muzicieni și Problema. pentru fotografi, adică pentru oameni da, care cumva da. facă evenimentul dat. Și asta să știi e o mare greșeală și de asta vrem să spun că aici cu să le iau bani 3.000 de lei, de exemplu, 3, nu știu cât eu care și cum asta e individual. Spun la miri, nu știu ce le spun, da, da, sunt și bămâncare mâncare acolo la muzica Ei pun, de exemplu, de 1.500 de lei, 1.500 de până în asta din start. În a doilea rând, mai sunt unii locații, unii rămân mănâncă tot de masa la muzicanți. Și am mai este o problemă care nici nu știu pe cine îți dau jina, știi? E, poate de invitat sau poate de cineva că am avut de unul zis, o situație tot de astea. E, stăm la masă, da? Uh -huh. Noi, muzicanții, fotografii, adică suntem oameni și a spun și de ce și băi, băi, de ce nu cântați? vă, vă plătește, băi, dar vă, vă așa ia și eu încerc să lămuresc, dar dacă ai cu ei, știi, și încerc să lămuresc și spun și la lume să, să și ieșibă... auzit asta câte au probleme cu, cu asta. Aia. Noi când ne ducem la nuntă, ne ducem și ori. Așa? Și eu multe ori le spun la lume și când cu nierii, da, de și ori, dar de și așa. Să -aș fiecare om are un, un grafic de lucru la ora 8, de exemplu, la ora 5, la ora 9, până la... Și are om și o pauză, de exemplu, mini da. pauză. Și are o oră, pauză de mascare nu eu poate lua nimeni, nici la medic, nici la... Adică. Și eu spun, dar noi nu suntem Măgare și să ducem, 4 4 ore și o trec pe două luni, și o masă o oră. Nu. Noi suntem, am un 10 minute. Când mai avem un leg de pauză, mai stăm 10 minute. Iar mai... Și adică nu trebuie să fac și o tragedie când... Și el -a, a spus punctofon acolo sau a spus nu știu acolo. Și, -a și că asta mă deranjează foarte că în lume, adică nu înțelegi că eu pot să-mi eu, că adică asta eu, că cineva zice, dar vă, vă plătești, nu știu, trebuie să pui mâncare. Nu, da, da dacă, iar cum zic de oră, că așa tu mai 10 minute, mm. dar pui dar fac așa, nu îmi pune mâncare deloc, nu pune masă, să le îndiopși și nu pui masă. Dar noi, ora noastră care o avem de stat, noi ne luăm strict. -o, o mâncăm noi unii vrem, poate vrem pe loc, comandăm, vrem în univa, Da, asta nu corect și nu normal să le nunta la om, să duci că el pe tine că tu te duci. Mai gine pune o masă acolo că o, o mare greșeală care o fac, nu știu ce, aici cu săli, foarte mare. Băi, eu spun așa, nu lua 3.000 de lei din, din mire și mireasă, nu le spune că e pentru masa muzicanților. Pune la meniu, cât e meniu, nu știu cât e o mie, că e, și e foarte scum dar pune cu 10 lei la persoană, pune cu 10 lei în plus. Sau cu 20. Da, da. Și gata, îmi spune că meniul, de exemplu, eu 1050 de lei. Și gata, nu-i spune pentru ce. Până la urmă nu sunteți atât de mult și nu mai mâncați voi. Tu cum de asta, dar cum poate o sală spui, de exemplu, și nu 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 că tot Moldova și tot muzicanți, știu, Adam și Eva, acolo când te duci acolo lui mâncare. Și deși ei au câștigat oameni și pe mine când mă întreabă cineva de un oraș, Mihai, Spune o sală care vie că vreau să fac, cum trebuie vreau să fac, nu Adam și Eva. Acolo de dat de aceea că acolo te întâlnești cu, nu știu, ei te ca acasă. Și adică și atârnare, dacă am spus că dacă e pe măsură, și un lucru merge. Formația frații din Cărbuna. Mm -hmm. Sau mai bine zis, AK, cum se zice la noi în alt termen, frații Falca. Mm -hmm. Voi ați mers pe formula asta încă de la bun început, deși inițial v-ați gândit la frații Falca. Ați mers pe formula frații Nu, de... uite Noi, cum spun Am început să cântăm la Nu vreau să spun și Dar am început să cântăm la anunț din 2005 uh -huh. Nu la anunț La prima cum 3, 2004 Ceva, 2005 Eu cu fratele în sat O cumă trei, Peste o săptămână încă una Peste două, trei iar alta și, și eram pur și simplu băieții de la cărbună. Și cineva spune, băi, băi, frați ei doi, frații, nu știu cum acolo, o mers un an, doi, nu știu. Uh -huh. Și aveam evenimente, mai erau o moderatoare, mai luat între ei eram. <coughs> și odată la un hram, era primarul și zice, băi, bă, băi, dar trebuie să vă scrim, dar cum să vă scrim? Pe, ala, scânte, a fi și ea la ca cine a Și nu noi am spus că frații falguri, frații din cărbunări, dar așa el s-a gândit și au pus frate din cărbună. Și de atunci, și noi zic, băi, dar de ce nu? Dacă e frață din cărbună, și și... Și o mers o perioadă foarte mult. Dar peste ani v-ați gândit? Eu știu că astăzi, apropo, fratele dumneavoastră nu mai face da, parte de a fost așa o situație Ei, e neplăcută mă rog. Noi cântam și un frate îi spune la un moment dat, că băi, e, ceva de lucru în Germania, să duce Și eu atunci avem evenimente și zic, bă, dacă asta e greșeală a mie și care poate să o fac cineva care face o formație. Și zic, deși că adică nu mă pierdem că m-am luat un băiet, m-am mm -hmm. cu saxofon, m-am luat un băiet care cu vocea și zic, înseamnă că nu trebuie să promovez formații, deși că formația azi este mâine noi, mm -hmm. azi îi petrecă mâinii că păi mâinii nu știu cine acolo. Și zic, trebuie să merg pe numele meu, să-mi fac numele meu și n-ați dă-i de deși e că am avut tot situații cu, când am spus la Nispăreni cu situații și cu ora în urmă, tot sunt și putem acolo că da, erai cu fratele, da, unii fratele, dar ce nu el, dar ce nu -i. Și adică, niște mă deci zic, ei, nu, trebuie să merg pe numele meu să-l fac, lumea să mă știe pe mine. Și cum și în ziua de azi cineva mă sună, vreau Mihai Falc să vii la anunte, cu formația. Mm -hmm. Dacă vine Gheorghiț, că vine Vasilică, foarte puțin interesat interesează pe lume. Eu am intrat pe contul vostru de YouTube, cont aparte de Mihai Falca. Da. Eu am găsit câteva melodii apropo cu aceeași copert. Melodii apropo pe care le cunoaște toată lumea, care sunt ascultate de ani da. buni. Dar eu aici ori nu sunt bine informat, ori nu sunt la curent, ori sper să nu o dau aici în bară discografia voastră, cum să zice, voi ca formație aveți vreun album lansat, PCD, cum să zice uh -huh. la noi? De asta și voiam să vă zic, aici eu cam... Da, cam... făcut așa, e, foarte multe piese se încărcau, eu le, eu le înregistram, asta foarte multe le înregistram și în de exemplu mm -hmm. timp la... Da, timpul anelor da, anilor 2003, Picasso, 2003 2004. Da. Le înregistram și ajungeau la băieții de la piața centrală băi, am vrut să zic, un moment foarte, nici nu știu cum să zic, dar nu-i dureros, că nu mă interesează pe mine, dar știi, și multe ori aud de la interpret sau de la muzicanzi, ăștia, sau chiar de la lume, băi, pe, de la piața centrală, ia la cu piața centrală. Aici este merit. Da. Eu am auzit și eu okay. chestiile astea apropo despre dumneavoastră, că este de la piața centrală. Da, și eu multe ori știi și vreau să spun la lume și nu am ocazia să le spun în față. Zic, băi, la piața centrală atâta lume lucrează. Foarte mult. <laughs> și atâția bani fac oameni și de la piața centrală, care și neva cu nu știu de ce, cu că acolo poate lucrează numai bonjuri și nu știu de ce așa zici. Dar este stereotipul ăsta, da? Este, că... da. Dar acolo lucrează oameni care sunt foarte bine aranjați și nu s-au dus pisticotare și nu au făcut. Și vreau să spun la aici care sunt muzicani, muzicanți sau mai muzicanți ca mine sau mai ceva zic că, până la urmă tot, știi, cineva zice că, băi, ascultați muzică de calitate. Dar eu n-am înțeles niciodată și vor să aibă invidiere, dar zic, eu tot iubesc muzică de calitate să ascult, dar eu iubesc și, bă, cum am spus, un vers ca oameni, o armonie bună, o... dar cineva care fac cel mai mare greșelie și care cânt și să dau mari artiști sau mari, dar nu artiști cu nume, dar mari artiști să dau. Eu când mă uit și văd și postări fac, el duce la nunt și el, că o ochii și cântă. Cântă pentru dânsul. El așa de tare stăruie, știi? Și bă, tu cui cânti? Tu cânti în gând? Eu te oameni. Și spune eu, dat Emilian Crețu, o spus, dar nu știu de cine o spus, dar o spus, nu pot să o, să o spun așa ea, dar o spus că, băi, mulți artiști pe scenă să ia să cânte sau a să fac ceva, dar puține să ajungă la lume aici. Asta la noi aici, în studio, o spus. Nu știu unde o spus -o. Și adică eu așa vreau să-i spun aici care cânt sau care se dau mare lăutari sau zici că nu avem școală sau Și contează că cânti frumos și dita mai ei niște noați și niște de astea, care oamenii pur și simplu nu, 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 le văd. Nu. Și îți gândesc că dacă lumea ascultă muzica mea, asta și mai mare greșeală fac, oamenii stăți să levăi sau proști sau... Cum poți să așa muzică, tipa? dar ascultă milioane de mili cât ce ascultă, dar de lor muzică de azi calitate care o să ocotii, nu o ascultă nimeni. Dar și să o cotim lumea e de rahat și numai ei sunt buni și lumea nu înțelege. E ca asta nu am înțeles. -o. Știți cel mai interesant și este scena. Toți spun, practic, sau majoritatea spun că dumneavoastră sunteți la, sau muzica da. dumneavoastră de la piața centrală, dar piesele sunt cele mai ascultate pe da. de YouTube. Deci e cu un cu... Nu știu, bă, nu vreau să-i îngenovățesc. Și nici nu mă supăr nici un lăutar, nici un muzicat, nici un... Eu... dar ei, dacă ar trage niște concluzii și ar avea, au și de învățat. Dacă stai de vorbă cu mine, de exemplu, nu mă dă o mare... Dar mulți vorbesc care nici nu, niciodată, nu m-au salutat odată. Și adică nu poți vorbești de un om care tu nu-l știi în față, în de în... Că bun ar să spun un, un simplu dist acum, la noi în toată lăutăria asta, e acum cineva, băi, dar știi pe șala, un nume, de exemplu, eu spun, mm. acordionistul, și al doilea pe Moldova, cel mai bun, îmi spune ei. și nie eu duc, Cine este ea, băi. Și asta e cel mai mare paradox de atât că ei între dâns și între lăutari vorbesc, de cineva cu nume, dar de mine ei au auzit. Aici -a și mai mari care sunt mm -hmm. și mai buni. Mm -hmm. eu din și nu de Și deja zic, înseamnă care i mai popular și care mei mai aici. Înțelegi? Invidia. Asta. Nu, dar știi care -i și mi refaz că nu mă supără pe mine și eu știu că au invidii foarte mult. Dar nu mă supără. Sunt băieți buni care, de exemplu, pădeți și -mi de Ștefăneț. Mm -hmm. Da. au și au ei de împărțit cu mine. Eu n-as că muzica lor în viața vieței mele n Și ei te pe mine n-as lucând. Și adică n-am de împărțit. Dar ăștia care n-au de lucruri, n-au nu știu ce să zic, n-au, zic, bă, dar cum așa la nu faci nic sau nu facui nică? Au să ridicat, dar noi mușim cacai sau nu știu ce mai facem acolo, scoatem niște... Întotdeauna noi... eu când am pietră dânșă. Ei aici au cântat în cap la spun. Eu când văd Băi, mă, mă Mai sunt și momentele astea, când închizi ochii și întinzi o mână, ca și cum... Doamne, ferește, dar îți pare că ești cel mai mare artist. Băi, nu te da, mare, băi, tu mă ghini, dă la omul și ala, eu când mă duc la nuntă. Și cineva, nu știu, eu dansez, eu sar, eu băi... Și oameni zice, băi, dar unii atât atâta energie în tine, că tu când zici de luni până luni și încă tot ești vesel. Și zic, băi, eu de la oameni mă încarc, dacă omul îmi dă eu prigesc înapoi și eu dau de și dar dacă oamenii sunt, chiar dansatorii mi sunt niște buni și pe la nuntă îndușim, știi că ei de, aici, de aici, Mihai, sunt cam... Dar Când mult le le adică sunt și mai mari greșeală, că iar are legătură cu aia astea. Când cineva să uită și alege pe, pe Facebook, spuneți o formație de care s-a rămas mega mulțumiți, o, oh, și acolo cineva, formația nu știu care acolo, formația și e. Eu niciodată ei ni să văd așa postări. Zic, și cineva mă mai scrie pe mine, adică, care într-adevăr a au fost mm. mulțumit, Da, și la informații de lor să-i bage recomandări cumva acolo. Și zic, și mai mare greșeală care omul zice da, mă sună pe mine, care mă sună, da, dar poți să-mi dai, te rog, un video din cum la anul nu pot să dau deși e că eu lucrez din recomandări din gura omului. Eu pot să dau ceva 10 minute pe YouTube, spun, dintr-o nuntă de 10 ori, eu 10 minute le aleg cele mai buni momente, Cele mai bune. Și tot dău și tu o, și când duci acolo, nu ieși și, e și zic că dar cum? După acolo erau alți oameni, erau cu totul Nu, asta e și cel mai greșit, nu știu. Bă. Eu am mai zărit, apropo, pe Facebook o chestie. Sau DJ, e, e, s a răsut cât 20 de oameni și îi filmează de aproape și lumea e de cu DJ și cu Tamadai și el mai vesel. Și când eu mă duc la alte lume care au dat tot bani cu un DJ bun, de exemplu, e 700 mm. de euro și un moderator cât de cât la un DJ, încă 500 de euro sau 1200 de euro. Noi încim în 5, și în 6, cu 1800 de euro, cu tăcul cu un buz de aparat și cu... Ai, băi, deși-mi serioși, băi. Și am zis că, ei, dar fost în că ce e dar da, da, dj nu arată asta, știi? Și tot e fain, și tot e dar într-un fel ei fac așa, că știi, că... Și ei vor de lucru și... Exact. Da, și lumea zice că, e, da, prețul meu, mi și muzica să viem și restul tot și Dar nu întotdeauna contează, nu mă muzica cum ți-am scris, cineva cânt pentru... Uite, trebuie să de de suflet la om și el zic, m-am dus la nuntă, am mâncat, am băut și am ascultat, și am jucat... Și am ascultat mă pe suflet, că eu la urmă așa întotdeauna fac care oamenii știu. Asta e o fișcă care e cineva dacă o prindă, să. În Întotdeauna la urmă, după ce se dă torta, după ce lumea așa, și cineva zice deci că... De mi să Nu, de să mi dăm două. Eu zic, nu trebuie două de astea, că lumea e sătulă. Și dăm ceva patriotic, va Sfântă Micasa, viața e să și de să vreau să mor de bătrâneță. Și oamenii așa de împăcați, și așa de calmi, și așa zic, să duc cu, cu, cu satisfacție acasă. Mm -hmm. Și gata, nu-i trebuie lui joc și ala tău de 10 minute care să sară în sus. dat acum o idee... <coughs> Deja aproape la tot nu și da. la final când și <laughs> Trebuie lumea să le primească asta. Mult contează cum le dai că când mm -hmm. poți să le cânte și poți să le cânte când vrea, dar dacă tu la masă, de exemplu, bun, ori, multe ori mă uit la, la masă când cineva ies cu program, care se filmează tot formații de esteia care tot eu cu es, cu nume, orice video pe YouTube sau pe astea, se filmează pe dâns și, și lumea și asta, nu mă știu când nu? când mă uit și eu la nuntă și care știe și care este, când mă uit și eu la nuntă, joacă tot masa în chioare. Joacă, din trebuie eu cu noi cânta, a și eu când să schiui, să sară în sus. Pentru mine asta e energia. Eu dacă văd eu cânt și oamenii, eu mă opresc. Zic, băi băieți, nu facem ceva corect. Mă opresc, pur și simplu zic, băi, și începim, Că nu știm, te duci la azi la bălț, mâine la colo, poi mâine. Și oamenii îți cum am spus. Și eu și fac. Asta iar e un secret pentru băieți care când. Și fac eu. Îi de unul popular, i-i de o e stradă, e de o sârbă și de un în doi. Și deodată îi văd oamenii și iubiesc. Dacă la sârbă nu au de sârbi, nu mai i băga, mai că omul jela nu se joace ți în viața vieță. Sau îi dat de-asta în limba rusă și va și nu mărs. Că nu mi mai și ele. Da, ește cu instrumentele. Când ai cu vocea două strofe, hai mă la horă, și așa și cu instrumentele din și o mai țin voi 5 minute. Da, este iar un secret al lor care nu-l facem noi. Iar o să mă dau tare. E un secret al lor, de exemplu. Când dat 5-7 minute, riep de vai, tobă, vioară, și ala. Lumea obosit și lumea fuge afară. Fugi, pur și simplu, fugi de atac să încălzește în sală. Și aici și cu instrumentele. O, oh, am mai să avem timp de fumat. Așa, am și noi afară și nimeni nu vrea muzică. Dacă lumea să-i Țelegi? Și iar 30 minute lumea s-a răcorit, într în sală, dar eu le spun la miri și la te zic, băieți, des nu scăpăm lumea afară. Eu fac, de și fac, după popular sau după de asta, de una în doi, că omul și la care eu dansat, și că e de o să mă, mă răcoresc. Și când e unul în doi, zic, e da, e da, o femeie. Și poc el stă pe loc și se răcorește aici pe loc în sală, nu să mai afară. Și de una de stradă și o, oh, și parcă că, e de parc normal. Și e iar să și, și tătul lumea pe loc, tătul lumea se filmează, se și deja este un eveniment <c Olive> perfect, da? Așa că cineva de repede să-i obosim și să avem timp să nu să fumăm. Mai. E. Asta nu-i corect, nu-i... Nu, nu știu. Vreau să spuneți de dansul în doi, bărbați să joace și femeie, dar da. băiatul și la care o zărit vor nici ca să racu mai de la oara două, de la da, fotografiat. Da, da. Cineva, dar mi-ai dă-i că mă dă-i umilea, că fata și, leacă, leacă, și cam jos, ca e cam jos, sau o Noi astăzi avem două cuvinte de felicitare. Prima a fost la butonul de argent pe care mi l-ați luat. Și a doua noutate, care este cea mai importantă din viața dumneavoastră, în ultima perioadă. Vă felicităm, ați devenit atic da, mersi, de eu. curând, băiat. Da. Al treilea. Al treilea. Pe această notă, dumneavoastră, de la bun început, ne-ați surprins, deși noi cu o, lecuțâc o, știem despre acest eveniment, curând lansați o melodie. Da, dar curând i să știi de când adică -că piesa asta a fost făcută nu pentru băiețelul lui care acum s-a născut, dar pentru mijlociu, pentru uh -huh. Gabriel. Am apelat la domnul Viorel Mahus, să fac o melodie, el a scris versurile, și am făcut piesa. Am făcut, dar tot ce mai bă, bă, era luna august, era nunț, vocea, ochii, fața, iar spunem. Și n-am avut când să filmăm, că am vrut să filmez un videoclip, cât de cât să fie. Și -a că nici până în ziua de azi n-am filmat. Și de asta nu, nu a fost lansat, trebuie să fie lansat chiar de mult. Uh -huh. Și adică lumea lume deja al știi, al, al solicite pe la cum trei, pe la nunță. Deci melodia de mi-a deja o interpretați cu... Da. Și... Nu am înregistrat, adică cu voce am înregistrat. Dar, cu... da. da, da o... Când se La preconizează lansarea finală? Sau urmează și procedura de videoclip? Nu știu, trebuie să mă gândesc, dar mă stărui când e gata, e că Valerii Balan el să de finalul <gânt> <gânt> și cum am finalul facem... eu sper că o săptămână, două <gânt> maxim. <gânt> adică am două piese care cred că odată ați fi lansat. Dar dacă sincer, așa, băi, noi însă în familie ați avut uh, asemenea discuții, dumneavoastră, al treilea v-ați dorit băiat sau fată? Sau cu ideea ce a, ce a dat Dumnezeu v-ați trăit? Uh... Da, chiar așa au fost. Că adică noi, că lumea că băițelul Gabriel e cu sindrom Down și chiar trebuie că era mi singurie, că e, mă rog, cu... și zic, băi, ați trebui, așa, cineva la mai încolo și pe șombade, știi, sau o lele care uh -huh. Să... Se... Și doi, cum ne-i da, să... Se... aibă grijă, să... Se... Și I am pus în plan. Că tot cam târziu trebuie mai de vreme. Că sunt cam bătrâne. Uh, <laughs> da. Știți că la noi, e, e, întotdeauna să vine cu indemnă... că adică au fost plănuit întotdeauna noi copii și fata și a doilea băiat și da. Adică am dorit nu am zălitim, știi? Ne-am dorit să facem. <laughs> asta, asta a fost bun. da, suntem. Apropo de de băiat, s-a mai abordat uh, subiectul dat da. despre uh, Gabriel. Da. Uh, ce vârstă are el? Cinci. Cinci. Curând Merge la școală? Sau... La grădiniță. La grădiniță încă Da, tot așa frecventează. Nu vreau duce. Avem timp, noi nu lucrăm, eu nu lucrez oficial. Uh -huh. uh -huh. Soția tot, nu? Adică ei are grijă. Și... Este dificil? Nu. Nu, deși e că chiar de una zi am fost. Uh, nu știu, eu n-am citit, nu m-am uitat pe internet de, de, de sindromul Istia, dar din câți medici am fost sau pe ce centre am fost, toți mi-au zis, băi, unii eu crescut copilul să el tot știi, tot faci, spune, adică nu, mă noi înțelegem. Mm -hmm. Dar de unul care am fost la Repromed și o doamnă pediatru și mă sună la telefon, eu am lăsat băiețelul în cameră cu dânsa și când vine și zici că, uite, eu am 30 de ani de activitate, dar eu prima dată văd așa copilul dezghețat cu așa sindrom și așa să, se discurge să... să, discurce, să... Cred că e norocul nostru, știi, că așa e mm -hmm. situația. Este... E, da, e bravo, adică... Probabil nu nu avem în familie nu avem, contează cel mai mult. Uh... Nu, întotdeauna încercăm a luăm pe tot loc cu noi. Și el știe orice locuri orice... Unii mâncăm, unii... Tot dacă întregem, mm -hmm. adică s-a dus și aminte de... un secret <coughs> din da. culesea. Adică din culis în cazul exact dumneavoastră de acasă. Din casă, da o Vă mai doriți copii? Nu. No. Vă opriți la trei? Da. Dar de ce? De Că ce? eu spun că să ne rugăm de sănătate, să putem să avem puterea să creștem pe ăștia fericiți uh -huh. și așa cum dorim noi și cum doresc ei. Și de ce? Da, asta e. în sărbătorile de iarnă, domnule Valca, da. cele mai frumoase, să zici, cele mai magice, dar cele mai muz... de familie. Da, cele mai de familie ar trebui să fie și în cazul da. dumneavoastră, dar muzicienii întotdeauna pe undeva este de lucru, este... Eu nu am lucrat niciodată, nu, nu lucrez de anul nou, de Crăciun, Așa urma să vă întreb. Paști, adică sărbătorile care... Nu acceptați nicio, nu, o nu, invitație. cât ne-a propune, adică eu nu accept în familie. Adică nu știu, deși, da, am niște principii. Cum spunem că lunea nu cântă, știi? Dar e ca când și lunea, dar câteodată. Când mă roag cineva insistent, când mai accept. Adică eu sunt pe lume, când mă sună cineva, eu numai după bună ziua și parcă îmi dau seama și de om și zic, uite, au fost cazuri când cineva mă suna și poate ceva ori nu răspundem din prima, ori ceva vine cu un reproș ceva, zice, așa răspuns la toți a gata omul și la. Zic, uite, nu mai putem continua vorba. Adică poți super, poți nu ți super. Adică nu trebuie să mă nu văd și pe mine, că, adică eu am și eu familie și am amele chestii și dacă n-am răspuns acolo, mă ies să mă că e TikTok, Instagram, Viber, WhatsApp, Telegram, mm -hmm. unii să mi răspuns și pe stă roșu mm -hmm. acolo. Mm -hmm. Și în diopște pe TikTok nu răspund. Adică am foarte multe mesaje care înscrie să știi că da, pe TikTok nu, nu răspund la mesaj, deși e că eu văd ca o platformă de... Adică nu știu și ne scrie. Dacă pe Instagram vezi și viața personală, ceva, niște poze, nici da pe TikTok și îți vezi. Și adică nu vreau să, și rău, dar chiar nu am timp acolo să răspund. Mai intru și eu, mai... Dar la mesaje, nu. Fânt. Domnule Falcă, pe această notă foarte optimistă, pozitivă, și pe această notă legată de nunți, noi vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici în studio. Vă dorim mult succes în tot ceea ce aici. faceți. Melodii deja de sute de milioane, pentru că de zeci da. de milioane pentru dumneavoastră pare că e puțin. Eu, deja Pentru eu, Pentru atâtea succesele sunt mulțumit și mulțumesc la lume că apreciază. Noi nimeni ne revedem aici în studio, la o nouă ediție de podcast, cu noi gânduri, Las cu să mai noi fac niște secrete. Să mai fac niște de deși nu <laughs> da, sunt da, da. binevenite. Da. Și, bineînțeles, vă dorim mult, mult sănătate. Da, mersi mult. Mihai Falca, în nostru, interpret sau omul care vă surprinde plăcut la petrecerea vieții dumneavoastră. Noi ne revedem la o nouă ediție. Până atunci, să veți buna voastră dispoziție. Pa, pa.